Ce faci? Ai văzut meciul? Cum ești? Ești fericit? Am văzut, da, normal că-s fericit. Mai ales că am venit și acasă în vacanță și chiar fusesem la băieți și vorbisem cu ei înainte de meciul acesta, că e foarte important, bine și înainte de meciul cu Steaua și erau și ei puțin sub presiune așa, dar mă bucur că au scăpat de această presiune și au câștigat și cred eu că meritau din plin această victorie. Ce ai remarcat la meciul din această seară în jocul Craiovei, care iată e din ce în ce mai aproape de titlu în Liga 1? Au stat foarte bine în teren, nu s-au hazardat și mă bucur că au profitat de fiecare oportunitate. Bine, scorul putea fi mai mare, penaltiurile au fost clare și mă bucur că în sfârșit am scăpat noi de blestemul de la Botoșani și ai văzut și tu statistica, acolo. Nu? Nici o victorie, 9 meciuri pe terenul celor de la Botoșani. Încă o baricadă doborâtă în seara asta, nu? De Craiova. Păi, tocmai asta spun, dar probabil că și cei de la Botoșani au fost în dezavantaj. Au fost în dezavantaj pentru că n-au avut nici suporterii de partea lor, pentru că eu cred că și pentru ei însemna mult publicul acolo. Și mă bucur că a reușit Craiova să ia cele 3 puncte. Alex, te-ai fi așteptat la o asemenea transformare a celor de la Craiova după reluarea campionatului? Pentru că înainte de întreruperea lui, Craiova era pe 3, a fost și o schimbare de antrenor. Parcă nimeni nu s-a așteptat la o transformare atât de bruscă a celor de la Craiova, care, iată, ajung la cea de-a 6-a victorie consecutivă în play-off. Nimeni nu s-a așteptat, dar eu am fost optimist. Că am mai primit întrebări de genul acesta și am spus că n-ar fi o surpriză dacă Craiova ar lua titlul și am spus-o din inimă, pentru că au o echipă foarte bună în momentul acesta. Au un lot numeros, se pot baza pe mulți jucători și cei care vin acum de pe bancă au venit mereu cu plusuri și mai ales că au un mijloc foarte bun care au jucat toate meciurile, deja se cunosc bine între ei și se vede asta în teren, mă bucur din suflet și mai au două finale, nu? Asta voia să te între 4 puncte cu 2 etape înainte de finalul play-off-ului. CFR cu meci în minus, sunt de ajuns cele 4 puncte în economia luptei pentru titlu? Nu trebuie să gândească așa. Vine acum un meci foarte greu la Astra, unde trebuie să fie la fel de atent și să profite de fiecare șansă pe care o au, pentru că ar fi păcat o mai acum să dea cu piciorul. Și sper că cei de la CFR se încurce și să fie în avantajul lor. Asta îmi doresc și mai mult. Îți pare puțin rău că nu ești în echipa asta care ar putea produce după foarte mult timp o bucurie imensă și o performanță remarcabilă pentru fotbalul din Oltenia? Ai jucat foarte mult timp la Craiova, ai fost apreciat acolo? Da. Sincer să fiu, am trăit și eu așa cum au trăit și probabil acolo aceste momente și faptul că sunt pe primul loc și eu mă bucur din suflet pentru ei. Eu atunci când am plecat am luat un trăfău și am plecat cu capul sus, am făcut lucruri frumoase acolo, minunate, asta a fost atunci. Acum, e rândul lor să facă ceva pentru acest club și eu zic că ar merita din plin acest oraș minunat și nu numai și suporterii și să vină un titlu la Craiova, ar fi, nu vreau să spun, ar fi revoluție aici în oraș. Am și o întrebare, Alex, salut, Dan Bâra sunt. Cum crezi că simt jucătorii în teren presiunea finalului de sezon? Mă uitam în prima repriză, Craiova parcă a fost un pic reținută, parcă s-a temut un pic ceva mai curajos în repriza a doua. Crezi că au simțit, au avut ceva emoții, au avut ceva trac? Au avut emoții, clar. Presiunea, mai ales că nu câștigaseră de atâta timp aici la Botoșani. Și normal că se gândeau, mai ales că nici SFR-ul s-a amânat meciul lor și normal că a fost o presiune în plus pentru că ei trebuia să câștige. Poate mai bine că s-a amânat acel meci pentru că ei au fost mult mai motivați și nu, probabil că dacă CFR-ul s-ar fi încurcat și s-ar fi relaxat, nu era ok. Deci, știm că la Craiova e destul de greu de gestionat de obicei tensiunea asta, presiunea. Crezi că va face față pe final? E greu de gestionat, dar eu le-am mai spus la băieți un lucru, că faptul că nu joacă cu suporterii, nu știu, eu văd ca un avantaj pentru ei, pentru că eu unul simteam presiune mare când jucam cu stadionul plin aici și mai ales dacă jocul nu mi-ar fi ieșit. Nu aș fi avut realizări. Suporterii erau pe noi, puneau presiune pe noi. Pe de altă parte, acesta a fost un avantaj pentru ei, într-un fel. Și la sfârșit o să explodeze toți suporterii și
va fi extraordinar dacă arată ce titlu. Pe de altă parte, seria asta excepțională a Craiovei din momentul de față, când nu neapărat că a avut un joc mai mult sau mai puțin bun, dar faptul că a reușit să bată echipe pe care înainte nu reușea să le bată, crezi că le dă un plus de încredere? Clar le dă un mare plus. Mai ales că i-au învins și pe cei de la Steaua, unde era problema cea mai mare la noi și cred că cei de la Steaua tratau cu lejeritate meciurile împotriva noastră, pentru că erau mult mai motivați decât noi sau mult mai încrezători, pentru că mereu au câștigat în fața noastră și mă bucur din suflet acum că au reușit să treacă peste asta, au bătut Steaua, cum au bătut la Botoșani. Nu știu ce ar mai putea interveni în aceste momente. Ei trebuie să se refacă, trebuie să se gândească la că mai sunt două finale și ar putea scrie istorie. Da, contează foarte mult. Legându-ne, Alex, de subiectul ăsta al moralului, al încrederii pe care o are echipa în momentul de față, cine crezi că sunt pilonii din vestiar? Cine sunt oamenii cei mai, vectorii care canalizează încrederea în momentul ăsta? Nu știu dacă sunt anumiți piloni, pentru că cu toți au avut reușite. Mă refer așa individual. Au reușit împreună. Nu cred că este un lider acolo, să spun așa, pentru că cu toții au adus câte un plus la echipă. Plus cei de la mijloc, cei din atac, cei din apărare, n-au mai primit goluri, adică a fost, se vede că aia este o schimbare în funcție. Și rezultatele au venit până la urmă. N-au mai avut parte de accidentări, pentru că și Coriș l-a lipsit foarte mult. Și acum după pandemie, a reușit să înscrie în fiecare meci. Și Căldău la fel, a reușit și el să scrie. Și mai sunt mulți jucători, mai este Mihăilă, mai este și Ivan, chiar dacă nu i-a reușit golul, el ajută echipa, alergă foarte mult și eu mă bucur pentru fiecare, pentru Bancu, pentru toți, pentru țin legătura cu ei. Bărbuț la fel, mă bucur pentru toți, pentru că își doresc cu toții și n-am văzut să fie vreunul supărat și că nu joacă, deci s-a văzut că sunt uniți. Merită să fie pe primul loc. O întrebare mai am pentru tine, Alexandru, și te lăsăm să celebrezi victoria Craiovei. Mergi și tu la petrecerea de titlu în cazul în care va fi una? M-aș bucura din suflet să merg. Sper să fie ok cu această perioadă, pentru că este tensiune în toată țara și sigur, da. Mi-ar părea rău să nu fiu aici alături de ei. Dar pentru că ne aducem aminte de momentele după ce ați câștigat voi cupa în 2017. Știm foarte bine ce a fost în Craiova atunci. Mamă, da. Deci vă dați seama, dacă a fost atunci, a fost cu paromonizarea acum. Exact. Cred că o să se închidă orașul. Nu o să mai aibă nimeni voie să intre decât doar oltenii.